La bună întâlnire, dragilor și dragilor! Astăzi o poveste, coperta îmi spune așa, din Mușcel la piramide. Da, am venit în Mușcel, aproape de Nămăiești, renumitele covoare mușcelene țesute de măicuțe. Am venit în Valea Mare Pravăț, cei care au răsfoit istoria știu de luptele de la Primul Război Mondial. Dar ce caut eu în Valea Mare Pravăț? Cu cine să mă întâlnesc? Ce campion are România? Și cred, îndrăznesc să cred, că l-am uitat. Da, este o poveste de 8 decenii jumătate și un pic. 86 de ani. Am venit acasă la marele campion pe care l-a avut această țară și îl are, Gabriel Moiceanu. La bună întâlnire cu poveștile, domnule Moiceanu, poveștile lui Pilu, am venit în Valea Mare Pravăț să le răsfoiesc cu dumneavoastră. Mă bucur că ne-ați acceptat. Sunt 86 de ani. Pot să spun, bine ați venit, cu drag, cu cea mai mare plăcere vă aștept totdeauna. Și istoria vieții sportive, vieții mele, de la copilărie până la vârsta asta, din Mușcel la piramide. Este o poveste lungă în care nu se poate termina decât în câteva volume de scrise. Dacă aș fi spus volume scrise, această carte din Mușcel la piramide, povestite de dumneavoastră când a apărut în 73, vă te uiți privitorule și o răsfăiești, vezi că are puține pagini. De fapt, au fost cenzurate peste 100 de pagini. Sunt cenzurate aceste pagini în care lipsește dragostea scriitorului, dragostea unui poet, în care să lege duritatea unor competiții, unor deplasări, unui, vă mai spun din punct de vedere al patriotismului, nu? Că ești român și că ești acolo și ai făcut ceva, ai rezolvat o problemă sau ai câștigat. S-a tăiat și a rămas numai tot ce este tehnică, aproape. Statistică. Cifre și fără puțină viață. N-are vână. N-are... Fără dragostea legăturii. Perfect. Dar... În care cititorul nu este atât de bine, mult încântat la numai tehnică. Atunci, sau numai... ajutați-mă pe mine și pe colegul meu, Vasile, să o răsfoim astăzi. Astăzi cenzura a dispărut, da. Mergem înainte și ne spuneți cine este Gabriel Moiceanu, de unde a apărut acest mușcelean, că sunteți mușcelean, da, cu jetul, jet, beget, aici. Născut cu, și jucându-te în curte cu papainoage. Făcând papainoage ca să poți. Dragostea despre sport și nu știu ce, a intervenit în perioada copilăriei, unde nu aveai jucării și nu aveai multe facilități din punct de vedere al cumpărării a părinților ca să poată să facă, având în vedere... Chiar părinții dumneavoastră ce erau? Țărani simpli, cu gospodăria doar și muncitori cu, la cherestea, la fabricile de cherestea. În rest, mama a fost gospodină, că, datorită faptului că a trebuit să crească 5 copii, care au venit pe parcursul anilor. Corect. Așa, cu gospodăria și cu pământul cu care l-avea. Având vacă, porc, gospodăria completă din punctul ăsta de vedere. Și cu asta a putut să ne să întrețină, în afară de faptul că trebuia să aibă și bani să plătească dările, impozit, să ne țină pe noi la școală, să ne dea strictul necesar. Asta a fost destul de greu în perioada copilăriei mele, unde mergeam la școală și ce spuneam? Să învățăm cântecul Trăiască Regele. Da, așa până în 1947, așa a fost. Așa a fost. Așa și a fost. În perioada războiului am fost și schimbați dintr-o clădire în alta
al școlilor. Dar astăzi unde filmăm este chiar Casa Părintească. Casa Părintească. Asta este Casa Părintească. Asta e Casa Părintească, locul unde ne-am născut. Și împrejurimile tot face parte de spațiul părinților. Spuneți-mi, cum era o zi de sărbătoare în familia Moiceanu cu cei 5 copii, părinții? Cum era? Erau, pot să spun, că zile foarte frumoase. În primul rând, fiecare dintre noi mergeam la biserică, ne făceam lectile, ajutam părinții în gospodărie, indiferent că era sărbătoare, mama ne îmbrăca și ne cu tot ce era mai nou din punct de vedere al lucrării. Păi țesătura de mușcel în război. Da? Făcute țesute în război, iar mama, ca să ne întrețină cu din punctul ăsta de vedere, țesea și noaptea. Cu furca, cu făcea druga, făcea firul de lână și cu aia a crescut. Pentru că eram probleme, viață grea, război și restul, noi copilărie. Foarte grea. În timpul războiului, nici nu are să vorbim. În timpul a fost frumoasă. A fost frumoasă? Da. Nu contează că a fost. Noi nu știam ce este altă frumusețe decât ceea ce ni se oferea în casa părintească. Sau în afara curții casei părintești, cu vecinii și cu colegii de vârsta mea. Păi, unul dintre prietenii de joacă era renumitul crainic, Ion Ghițulescu. Da, da, a fost. Să-l salutăm pe Nea Ion. A rămas, a rămas pentru că el a fost generația unui frate, dar cel mai mare frate al meu, al nostru. Deci dumneavoastră sunteți... Eu sunt al treilea. Mai mic decât Nea Ion. Da, mai mic decât... O, sunteți tânăr! Păi da. Eu sunt acum, de exemplu, sunt născut în 1934, august 12. Asta, 86 de ani. Nea Ion, 89. 89. Deci, așa că suntem... Acolo, da. Sunteți de acolo. S-a întrerupt perioada de sport, pentru că el a fost plecat la București, a avut alte relații de viață. Oricum v-ați reîntâlnit mai târziu. Eu am mers la școală în Câmpul Lung, la Oprea Orgulescu, unde am învățat 4 clase primare. Și ea spuneți când veneați de la școală, de ce vă agățați, de ce? Veneam când, Doamne, dacă stau să mă gândesc, să-mi aduc aminte cum veneam de la școală și gospodarii, oamenii noștri din comuna Valea Mare, cărat piatră și var la gară pentru export, pentru cum este acum combinatul de ciment. Acum mergeau căruțe cu boi, fiecare gospodar avea căruță, boi și noi ne agățam de ăștia de coada căruței și ne certa de dea nenea, nenea Ion, nenea Gheorghe, de dea cu biciul noi. Dar dă-te mă jos, copilule, că... Asta a fost viață și foarte frumoasă. Da, dar ce să zicem? Orice parte a vieții este superbă dacă știi să te bucuri de ea. Absolut, absolut. Indiferent. A fost foarte. Și bătrânețea este frumoasă dacă știi să te bucuri de ea. Nu vreau să ne gândim la ce anii care au trecut, decât a rămas totul o amintire și o amintire chiar dacă a fost grea. Dar muncită și cu mult drag ai făcut orice în viață. Cât ai făcut, dar cel puțin știi că ți-ai făcut datoria de bun simț, de respect. Noi nu mergeam pe stradă să treacă cineva să nu zicem bună ziua nene sau să zicem să rămână. Păi intrai de râsul satului că te întreba de-a cui ești, da, și erai gata. Cine ești? Era hulită toată familia că nu ești educat. Și trebuia să fii cât se poate de atașat de viața respectivă, de anii respectivi. Și am spus la începutul emisiunii că pentru prima dată vreau să pedalez.
da. Dumneavoastră ați spus că nu erau jucării și totuși ați găsit o jucărie foarte interesantă, bicicleta. Da. Când toți copiii alergau după o cârpă să joace fotbal, da. Dumneavoastră ați găsit bicicleta. Am făcut și acest lucru ce m-a întrebat dumneavoastră cu o cârpă de bicicletă, făcut o minge. Țesălam, aveam țesală de țesălam vaca. Extraordinar. Și cu părul de la vacă îl făceam ghemotoc și să bătea. Și asta era mingea de tenis. Și stătea, era prinsă? Stătea? Fiecare fire era, devenea dură. Ah. Cu aia ne jucam mingea în gaură, ca așa se zicea, cu 10 căsuțe cu pietricele. Și unde intra mingea, punea o piatră. A, și care acoperea mai mult era câștigătorul. Da, ăla era câștigătorul. Și țurcă. Țurca. În sfârșit, papa-i noage bățul. Da. O cracă. Care are o ramură laterală și ai două din astea, te urci pe un scaun, le iei sub brad de tidere și mergi la o înălțime de nu mergeam mai mult de cel mult 56 de centimetri. Dar mergeam în papai magii. Așa se spune, ca la circ. Circ, cum picioroangele ar fi. Picioroangele, gata, m-ați încurcat cu denumirea. Da. Domnul Moicianu. Și cum a fost întâlnirea cu bicicleta? Că-l văd tricou 1955, primul tricou de campion național. 1955, părinții mei nici n-au apucat să se întâlnească. Da, dar la noi în câmpul lung, Mare Niculescu. Deci aici a fost o... Cu Șandru, cu Chicomband. Cu Nea Iulică Gociman, cu Tică Simionescu, cu Nalecu Someșan, cu Dede Negoescu, se pregătea pentru cursa păcii. Și într-o iarnă, într-o primăvară, a venit în Câmpul Lung, în 48, aveați 14 ani. Cam atât așa. Da, da. A venit în Câmpul Lung cu lotul național pentru antrenament. A fost gazdă bună Câmpul Lung din punct de vedere al locației. Și zona de munte, aerul. Tot ce vreau. A găsit un spațiu prielnic pentru pregătirea lotului național de ciclism, de a participa în cursa păcii. Atunci era Praga, Varșovia, nu erau legate și Berlin. Mi-a plăcut foarte mult și în anul următor am cumpărat de la un băiat, de la un prieten din Nămăiești. De lângă Schit? Da, de lângă Schit, o bicicletă de Alcyon. Se numește bicicletă de oraș franțuzească, semi-cursă, cu cauciucuri balonate. Și avea coarne? Nu, coarne, sigur că avea coarne, ca semicursieră. E cu aia am început și la circuitele care le făceau ei pe plan local în oraș, pe bulevard, bulevardul Pardon, că așa a rămas numele bulevardului Câmpul Lung. Și ăsta are un mic istoric, numele ăsta. O să vă povestesc și el două cuvinte. M-am prins și eu între ei, în ultimul, în plutonul lor de circuit. Și Ion Constantinescu, Andrei, era la Steaua, nu? Ciclist? Era ciclist. Mă lua de la spate, mă ținea de spate de șar și mă ținea aproape de câteva ture cu ei. Să fiți în trena lor. Și asta a fost extraordinar de... încurajator, cu o satisfacție deosebită. Am stat și eu aproape de ei, am mers, chiar dacă cineva m-a ajutat. Și el a rămas, ei au rămas pentru mine idolii ciclismului pe vremea aia. Și am cumpărat
după ce am terminat școala, că aici intervine o altă perioadă, școala de 4 clase, clase cum ați făcut la primară, câmp... școală primară la Câmpul Lung, Câmpul Lung, nu la Opra, la Opra Urbulescu, așa este denumirea și acum. Am cumpărat o bicicletă datorită faptului că am intrat în școala profesională de ucenici și eram ucenic la un patron, o firmă de fotografii. Aveați foto. 14 ani, deci în da. Urmă cu 70, mai știți cât a costat bicicleta aia? Mai țineți minte? Nu. Nu mai țineți minte. Eram curios. Dar știu că... Ce a însemnat, ce efort s-a făcut pentru că nu putea să fie ieftină? Nu. Ce primeam eu de la patronul respectiv, ca slugă, ca să nu vorbesc așa... Păi așa spun, era atunci, așa a fost. Așa, a fost. Așa am pus deoparte în laborator, într-o cutie de platform, de filme, toți banii, un an de zile. Și am cumpărat o bicicletă. Un an de zile să cumpere o bicicletă. Da. Un an de zile. Banii pe care mi-i dădea de buzunar, așa, hai să iei și tu. Dar eu, în perioada anilor cât am fost ucenic la patron și nu știu, am făcut școala profesională, n-am primit niciun ban pentru părinți sau părinții pentru mine. Am fost doar atâta că am avut gardă, ca să spun, da. Gardă și masă. Masă. Intră totul în asta, gardă și... Am... Deci banii de buzunar timp de un an de zile a fost bicicleta. Și v-ați îndrăgostit de ea. Și văd dragostea asta dumneavoastră, e adevărat, e puțin aici pe perete, din efortul dumneavoastră, de, a spus de turul păcii, de tot. Nu există colțișor din Europa în care nu l-am călcat cu două roți. Și ați pedalat. Am 600 și peste 600 de mii de kilometri pe două roți, în toată Europa, și să... Asia și Africa. Și să... Și în Anglia. Și să nu uităm anii în care ați pedalat. Da. Că vă văd băscuța care e puțin modernă, pentru că am avut și noi o mașină de teren. Din păcate nu mai avem. Dar cu așa șepcuță ați pedalat. N-ați avut cască. Nu venea în spatele dumneavoastră sute de mașini să vă schimbe roțile și bicicleta? Da? Foarte greu. Aveam numai în competițiile mari. Mari. Aveam de panări. Aveam cu mașină de panare. Vă mai amintiți momentul în care Gabriel Moiceanu a urcat pe podium în 1955? La 20 de ani era campionul României, Mușceleanu. Îl văd tricou. Mi-aduc aminte, dar cu mare plăcere, dar a rămas amintiri. Nu pot să realizez că a fost chiar așa de mare succes, mare victorii. Pentru că eram un copil plecat de la roabă, de la coada săpii. Domnul Moiceanu, dacă un tânăr acum imediat caută pe Google cine e Gabriel Moiceanu și vede la câte competiții ați participat și ce rezultate ați obținut, se întreabă cum s-a putut. E greu de răspuns. Cum s-a putut, nu știu. Da. Și nu se poate implica decât printr-o disciplină, într-o muncă și într-un respect. Nu numai pentru el să se respecte și să respecte pe toți cu care are de întâlnire sau că colaborează și în echipă și în stradă. Când ați plecat la Clubul Dinamo de la... La Clubul Dinamo în 55. În anul când ați devenit campion național. Am venit, dar național a venit de Clubul Dinamo. Dar nu eram încă în club, pentru că aparțineam de Progresul Casa Scânteii. Aha, Progresul Casa Scânteii? Da. Am înțeles. Era prima dragostea mea a vieții sportive, Progresul Casa Scânteii, pentru că nu puteai să intri în Clubul Dinamo, care era cel mai mare club, fără un rezultat. Am să ai
ca și la ora actuală, un mare fotbalist. Cum părinții dumneavoastră, când v-au văzut pasiunea asta pentru ciclism, cum v-au sprijinit? Cum, nu, nu m-am sprijinit decât eu singur pe posibilitățile mele și pe muncă. Am fost angajat la Progresul Casa Scânteii la offset, ca fotograf la secția offset, cu 220 de lei pe lună. 220 de lei, nu știu cum erau banii atunci. Nici eu nu mai știu. Cum erau? Și mâncam la cantină o ciorbă pe zi. O ciorbă pe zi. Asta e ce mi-o dădea bucătarul. Că mă simpatiza și era, adică, nu știu, a fost drag de mine și îmi dădea o masă de ciorbă pe zi. Până nu intrăm în competițiile mari în care ați rulat pe bicicletă, sunt curios, cum ați găsit atracția asta între dumneavoastră și bicicletă, dragostea asta de a pedala? Ce avea bicicleta atât de puternic pentru Gabriel Moiceanu? Totul. Pentru mine avea totul. Nu știu ce. Nu pot să redau în cuvinte tot ce a avut această piesă, acest utilaj pentru sufletul meu în perioada respectivă și până în clipa când am renunțat la ea datorită vârstei. Pentru că un ciclist nu poate să meargă să dea cu piciorul. Aici este o muncă extraordinară și ești pe contul, pe motorul tău. Corect. Așa dacă este. Nu funcționează motorul tău, degeaba. Nu poți să treci Carpații, nu numai un sprint ca să câștigi o etapă. Când a venit prima competiție externă pentru dumneavoastră și cum era Gabriel Moiceanu, cel plecat din Pravăț? Da. A fost o surpriză când am fost selecționat, când mi-aduc aminte, rămân fără cuvinte, din echipa la Festivalul Tineretului de la Budapesta. A fost și ciclismul românesc, în care am fost și eu selecționat ca un copil de trupă, ca să spun așa. A, un fel de rezervă. Da, nu, dar cum s-a spus, selecționat pe bune. Am înțeles. Nu că, dar ca cel mai tânăr cel din mai echipă. Așa, și am participat la un circuit care era organizat în competiția respectivă, în festivalul ăsta al tineretului, Buda și Pesta. Da. Buda este aici și Pesta este, are colină mai deal și străduțe mai mici, în orice caz. A fost foarte surprinzător pentru mine și cu o satisfacție deosebită că am participat și că am venit acasă și de anul ăla n-am mai putut să fiu schimbat de lotul național. Și ați rămas până când v-ați retras, de fapt? Până în 70.